La această oră tocmai s-a încheiat votul de încredere dat în plenul reunit al Parlamentului pentru guvernul Orban. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru învestire. Conducerea Autorității Electorale Permanente anunță că votul la alegerile prezidențiale din străinătate se poate prelungi până la miezul nopții, dacă în afara secțiilor se vor afla votanți și după ora 21. În același timp, reprezentanții STS spun că timpii de așteptare la secțiile de votare din străinătate vor fi mult mai mici. Un bărbat din Iași este bănuit că a turnat o travă în fântâna satului pentru a-și ucide soția. Polițiștii au fost alertați de o vecină după ce apa și-a schimbat culoarea. Avocatul denunțătorului lui Donald Trump a anunțat disponibilitatea clientului său de a răspunde întrebărilor transmise de membrii republicani din Camera Reprezentanților. Decizia vine în cadrul anchetei cu privire la influența pe care Trump ar fi încercat să o folosească în Ucraina pentru investigarea rivalului său politic, Joe Biden. The Prince's Foundation, o organizație caritabilă înființată de prințul Charles, a împrumutat de la omul de afaceri James Stunt o pictură de Claude Monet în valoare de 64 de milioane de dolari. Problema este însă că un falsificator de artă, Tony Tetro, susține că el este de fapt autorul lucrării. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.